Salut, bine v-am găsit la un nou episod pe canal, sunt aici împreună cu pisica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi avem un episod foarte, foarte special pentru voi, pentru că, din ce am înțeles, Cartoon Cat s-a băgat pe sală și a început să facă mușchi împreună cu Siren Head și poate Huggy, nu știu ce face Huggy, nu știu dacă Huggy s-a dus la sală sau nu, o să trebuiască să vedem, dar uitați-vă pe geam, oameni buni, ce vedeți acolo? Doamne ferește! Deci uitați-vă că s-au băgat pe sală, uitați, deci eu mă uit așa la ei de aici, că după așa după sărbători. După sărbători, că știți că v-am zis că toată lumea se bagă pe sală, pe astea, ia uite mă că, bă, da, au făcut ceva mușchi. Au luat înainte, da. Ia uite-l pe Siren Head ce dă acolo la gantere. Mamă, și Cartoon Kid, dar nu prea îi văd bine de aici, o să ne ducem lângă ei. Dar înainte de asta, vreau să vă întreb câte like-uri strângem la episodul de azi. Eu zic, fiți atenți, zic eu primul, da? Okay. Eu vreau în episodul de astăzi peste 15 like-uri. Peste 15 like-uri, numărul de 15 like-uri. Aș zice 20 de like-uri. 20 de like-uri? Bine, 20. Hai să vedem, Mihai, tu câte vrei? 25 de like-uri. 25 de like-uri. Bă, hai să vedem dacă reușim să strângem peste 25 de like-uri. Vă mulțumim din suflet dacă ați apăsat deja pe acel butonaj de like. Și hai să vedem ce se întâmplă afară, pentru că mergeți așa tiptil, să nu cumva să-i speriem, pentru că mie că o să se sperie. Stai, mergem prin boschis pe aici, ușurel, da? Ușurel. Da. Uite ce bagă la... Ia ce bagă! Ok. Wow. Mamă, uite-l pe Cartoon Cat cât a mușchi și a făcut. Vai adevărat. De mine. Bă, și uite cum face, eu nu știu mișcările astea. Eu nu știu mișcări de astea așa. Nici eu nu știu. Ia stai să văd. Eu știu. Ia uite, bă, Mihai știe, bă, s-a dus la sală. A făcut. Ia uite, asta face cu două. Deci, ce s-a întâmplat? Opa. Aulo. Ne-am apropiat prea mult de ei sau ce? Ne-am apropiat prea mult de ei și s-au speriat, cred. Nu știu ce să zic. Opa! Ia uite ce a apărut acolo. Văd. Cartoon Cat. Stai. Da, n-am ticket de intrare. Eu zic, bă, dar asta e Cartoon Cat normal totuși. El poate să slăbească și să se îngrașe și să se facă cu mușchi și cum vrea el. Care e faza? Nu știu că e dubios rău de tot. Eu zic să nu mergem în cave-ul acesta. Hai. Eu zic, ar fi o idee, fiți atenți, ar fi o idee să mergem drept înainte, dar stați așa să mă gândesc, stați așa o secundă. Opa. Ce? Bă! Oh my god, cât de creepy e! Ne monitorizează, nu știu. Ne monitorizează din pădure! Asta nu e de bine, sincer să fiu. Păi nu este deloc de bine. Bă, noi ar trebui să mergem spre oraș, cred. Deci cred că ar trebui să mergem în oraș. Da, bună întrebare, ia stați așa, cred că în direcția asta, dacă nu mă înșel. Uite, în direcția asta, așa, hai. Hai să mergem, să vedem care este trebușoara. Bă, mă, ce aia? Ce chestia asta? Bă, asta e... Care-i faza cu ăsta? Cred că e încă unul de la cu mușchi. Mamă, cum face? Da, uite de la cu piatră. Trageți-l, aveți grijă, cred că-i... Da, mă, sunt bodybuilderi. Mamă, l-a suflat. Mamă, sunteți bine? Da, sunt bine, sunt bine. Ne-a suflat. Băi, băiatule. Ce să-i facem noi? Ne putem strecura pe lângă ea să plecăm? Eu zic să mergem prin partea cealaltă. Cea mai bună idee, cred. Hai. Dar dacă este atât de puternic... Mamă, cum aruncă! Gândiți-vă că o să vină și domnul Cartoon Cat cu mușchi la noi, probabil. Păi, da. Ceea ce nu e bine deloc pentru noi. Uite, Cartoon Cat cu hanterile sau ce-o fi? Uite-l. A, l-a dat pe jos. Bă, eu cred că e vrăjeală. Și eu cred. Eu cred că e vrăjeală. A picat așa ușor. Ia stai. Să pice așa ușor, dar câți mușchi are? Da, dacă îl mai vedeți. Ia uite! Wow! Mamă! Trage-ne. Mamă, ăsta e mult mai puternic. Da, este. Asta e megafon, e mama lui Siren Head. Da. Mama lui Siren Head, ce mușchi a făcut! Uite ce viteză are! Bă, da, dă cu picioarele așa, ia uite. Eu nu știam că ești... Ia uite cum... Mamă, tăticule, stai liniștit! Ce mișcări de el! Ce mișcări are! O, că trebuie să mergem în oraș să aflăm secretul lor. Cum au reușit să se facă așa de mușchiuloși? Eu cred că au suplimente ceva, ăștia nu se poate spune. Probabil, ce picior e tal, Mihai! Eu, ce picior! Mamă, i-a dat cu piciorul la zburat! Fugit! Stai, dăm așa... Da, hai să fugim, cel mai bine. Aolu, mamă, ce fugiți, poate pleacă. Fugiți, doar fugiți, nu mai stați pe loc. Ok, aparent mai. Ia stai să văd câtă viață are. Stai că-s curios câtă viață are. Băi, eu nu pot să-i văd viața lui ăsta? Ba da. Mamă, a sărit după gardul pe mine. Scrie că are 100, dar... 100? Bă, ăsta la mine are mai mult.
Nu, gen, eu-l văd, și eu l-am văzut cu 100, dacă mai apare trebuie să ne uităm pe viața lui. Sunt foarte curios să văd câtă viață are Cartoon Cat. Mamă! Mamă, ăsta-i megafonul! Megafonul cu mușchi! Mamă, ăsta stă cu piciul, eu uite cum merge! Uite ce, mi-e place cum e făcut. Bă, vine după noi! Are un fan de Siren Head acolo. Bă, de asta e toată familia lui Siren Head cu Cartoon Cat și toți s-au băgat pe sală anul ăsta, 2022. Și-a luat suplimente la turnă. Bă, m-a aruncat! Mamă, era să... Ia uite-l pe Mihai, unde e? Da, și pe mine m-a aruncat să-i împartă cealaltă hărții. Wow! Doamne ferește, așa ceva. Pe unde mergem? Păi trebuie să mergem pe aici, bănuiesc, că trebuie să ajungem în oraș, trebuie să aflăm unde s-au dus la sala aceste creaturi. Există o sală de creaturi, nu știu exact. Oh my god. Nu trageți în el, că vreau să-l prind. Cartoon Cat, vino încoace. Fiecare 27.800 acum. 27, da mă, uite, vezi? Mi-e așa îmi zicea, mereu, nu-mi zicea niciodată. Stai, am o teorie despre chestia asta. Eu cred că el face sală și își dă viață. Ah, dar nu mă, îl bați destul de repede, chiar dacă are 27.000, să știi. Uite, doar că tragi câteva gloanțe și s-a dus. Uite-l. Da. Chiar mă pică pe jos, eu dă hop. Hop, gat. Okay. Da, știi care e fața cu Cartoon Cat ăsta? Tot apare, deci el are viață puțină, să zici, dar tot apare. Dar știți ce am văzut? Eu am văzut pe Siren Head, gen varianta Siren Head, cu mușchi. Dar nu am apucat să-l văd foarte bine, gen Siren Head, știi? Chiar el era. Da. Nu era mama lui și nici megafon. Deci, practic toată lumea s-a dus la sală. Toată familia lor, nu știu exact. Bă, da, acum prin ce parte ar trebui să mergem? Că nu știu. Oh my god, e Thomas. Thomas, nu! Face circulețe! Mamă! S-a activat! Mamă! Thomas n-a fost la sală. Vai de capul meu, Thomas. Thomas n-a fost la sală, aparent. Da, nu știu de ce. Ar trebui să se ducă și domnul Thomas la sală. A fost la sală! E boxer ăsta, ce chestie! Mamă, Thomas! Uite cum arată, bă, deci nu cred. Bă, s-a făcut boxer, Thomas, ce-i asta? Bă, dar câtă viața au ăștia. Uitați-vă puțin câtă viața au ăștia și ce puțină viața are Cartoon Cat. Cred că trebuie să arate armele astea, nu se poate să se bască armele normale. Adevărat, băi, chiar ia foarte, foarte puțin damage. Bă, da, e foarte ciudat faptul că Thomas, trenul, a devenit boxer mușchiulos. Da. Adică, asta da. Numai că s-a dus la sală, dar s-a apucat și un sport, ok? Deci asta este un sport ce practic el aici. Ia mă, chiar nu ia din viață. Bă, și-a făcut, își face viața la loc, hai, Hai să mergem. Își face viața la loc, glumești cu mine? Doamne, nu mi se pare normal așa ceva, hai să mergem de aici. Doamne ferește. Bun, ia, doamne. Mergem mai departe. Bă, dar unde e orașul, mă, frate, că nu mi se pare normal așa ceva. Oh my god, mamă, ce m-a suflat. Asta e prea puternic, asta mi se pare mult prea puternic. Deci este într-adevăr. Poți să-l bați sau să-l oprești? Cred că aici ia fiți atenți că e ceva... o să fie în jos. O să meargă drumul în jos. Se pantă. Iar aici cred că... Aici e o rampă, să ajung unde? Pe cealaltă parte? Ok, aveți grijă să picați acolo că da. Da. Nu e idee foarte bună dacă e să picați acolo. Tot coborâm. Da, mă, trebuie să ajungem în oraș. În oraș și acolo poate vom afla misterul acestor caractere. Nici nu știu exact ce s-a întâmplat cu ele. Sau poate și-au propus pur și simplu ca în anul 2022 să se facă cu mușchi. Că știi că toată lumea își pune cam un gol. Anul ăsta eu vreau să mă fac, să mă luat sală, știi? Sau, na, chestii de genul ăsta. Mai bine să zlăbesc, dale. Toată lumea face chestiile astea. Bă, dar asta e Cartoon Cat fără mușchi. Da. Care-i faza? Și e mai rezistent decât ăla cu mușchi. Aparent. Da, e ciudat. Bă, ăla cu mușchi nu s-o fi umflat cu pompa, oare? Posibil. Cred că nu are mușchi pe bune. Cred că e doar un miraj. Cred că, de fapt, el e... Nurpo cu mușchi. Nurpo cu mușchi? Mamă, unde s-a dus? Nurpo cu mușchi, unde s-a dus? Ia că vin înapoi. Nurpo cu mușchi, asta chiar e o chestie pe care aș vrea să văd. Nurpo cu mușchi. Aș vrea să văd nurpo cu mușchi, sincer să fiu. Păi scrieți în comentarii. Pe cine ați vrea să vedeți cu mușchi din caracterele pe care le știți la noi de la Trevor Henderson și celelalte caractere? Pe cine ați vrea să vedeți cu mușchi? Chiar sunt curios. Cred că vrea Nurpo. Nurpo? Bă, Nurpo, clar, Nurpo. Cred că e cel mai interesant cu mușchi, pentru că dacă stai să te gândești, Nurpo e foarte mic, când vorbeam de el așa a apărut. Deci Nurpo, dacă stai să te gândești, e atât de micuț,
Da. Și dacă îl vezi dintr-o dată cu mușchi, cred că ar fi interesant. Da, deci ar fi super. Bă, dar explicați-mi și mie, de ce s-a așa de agresiv Nurpo? Nu știu. Ce l-am făcut noi la Nurpo încât să fie așa de răi? Mă mușcă de pantof. Eu și pe mine. Gata, bă, plecați de aici, lăsați-ne. Gata, bă, alo, hai. Hai, alo. Plecați, plecați, plecați. Gata, mă, i-am rupt. Mă, cred că aici o să fie orașul, ia stai așa să vedem. Cred că aici e orașul, dacă nu mă înșel. Sau cel puțin intrăm în zona industrială, cred. Da. Băi, e o plajă acolo, e o plajă. Bun, hai să vedem. Mergem pe aici așa. Bă, dar niște case pe plajă. O, uite-l! Siren Head, mușchilosul. V-am zis că există. Bă, fiți... Bă, mă! Am aruncat peste gard! Te aruncat prin... Pisică! Sunt aici! Am reușit să-l dobor! Mă, de ce stă te ia și te aruncă? Unde sunt? Oh, nu, mamă, nu, mamă, nu, vine iar, cu... nu iar, nu iar! Ăsta are doar o singură ganteră, a făcut doar cu o mână. Da, da. Ar trebui ca mâna cealaltă să fie mică. Sau face da, jumate-jumate, nu știu. Mamă, a luat-o pe pisică și a aruncat-o, nu știu unde s-a dus. Aici sunt, sunt aici. Mamă, ce ciudat! Doamne, ferește! Ce ciudat! Ia, haide să mergem puțin pe plajă. Să vedem care trebuie și pe aici. N-aș intra în apa asta. Aoleu, apă ciudată rău de tot. Nu știu ce să zic. Da, este. Dar e ceva îndepărtare acolo. Nu știu, nu se vede foarte bine, dar nici nu mă duc. În apa asta nu intru. Arată dubios rău de tot. Hai pe aici. Ai un port, mă, aici ar trebui să fie bărci, probabil. Dar ar trebui, da. Zona industrială, pe noi ne interesează să continuăm pe aici și să mergem în oraș. Asta ne interesează pe noi, știi? Oh my god, ce e aia? Ce e aia? Ce? Bă! Trebuie să facă poc. Probabil. Nu știu, a intrat prin ciment. Prin... Am văzut, exact. A trecut prin ele ca și cum nu era acolo. Ce a fost aia? Uite, bă, dar cine e? Mi-a dat foc! Mi-a dat foc! Bă, mă trage la el! Smoke Monster îl cheamă! Smoke Monster! A tras pe mine, nu? E monstru de foc! Mamă, când tragi în el zici că e de metal! Da, parcă nu-l zgâri. Ce e asta? Nu l-am mai văzut până acum. Dar noi nu uităm damage, noi n-avem arme bune. N-avem arme bune, dar ce arme ar trebui să ai împotriva la ăștia mușchiuloși? Că eu nu știu. Nu știu, nu mai trageți, că are rost. Eu trag... Eu zic să fugim. Bă, ăsta își regenerează viața, mă. Păi și regenerează probabil constant. Trebuie să fugim, veniți încoace, repede în casa asta. Repede în casa asta. Mamă, mă trage la el, mă trage la el. Repede. Mamă, ce frumos arată casa. Intrați. Bă, m-a tras. Intrați. Nu toți odată. Închideți ușa. Ia la geam! Mamă, ce față are! Uitați-vă! Ce față are! E ciudat! Ce facem? Ieșim prin spate? Nici nu știu dacă... Da, poate vine... Nevoie. Oh my god, de la tot acolo! Ia stați o secundă, că am văzut că are subsol, are subsol casa asta, ia stai! Ia! Serios? Da! Oh my god! Ia, stai așa că deschid aici. Mai e? E garajul aici. Bă, am o idee. Închideți ușa asta. Haide! Da. Unde e? A plecat. Ce? A plecat. Bă, mă gândeam că îl bag în garaj, dar e mai bine că a plecat. Mă gândeam că îl bag în garaj și închid garajul, că altă variantă n-aveam. Dar cum ar intra? Nu știu, apar n-am, dar nu. Bă, cred, adică, nu știu în ce parte e orașul. Po bune, deci tu aici e dead end. Suntem într-o zonă rezidențială. Suntem în zona rezidențială, dar nu e orașul public, adică cum ar veni. Bă, eu cred că prin tunelul ăsta de aici, cred că ăsta e. Hai, să vedem. Pentru că vezi că au și un tren și sigur trenul ăsta se duce în oraș. Asta mă gândesc. Oh my god, ce e aia? Ce e asta? Ce să știi, sunt Mickey Mouse. E Mickey blestemat. E Mickey blestemat. Gata. Oh my god. De ce au apărut, măși? Au apărut? Cursed Mickey Mouse. De ce au apărut 70 de Mickey Mouse? Nu știu. Din tunelul ăla întunecat. Fii atent că din tunelul ăla întunecat au apărut. Adevărat, dar e beznă. Nu văd nimica. Păi e beznă, dar... Bă, nu putem să intrăm aici, bă. Aoleu, ia stai. Tunelul! Pe aici. Opa. Hai să mergem pe aici. Ne duce undeva, ne duce. Hai să mergem. Aici normal trebuia să fie un tren, bănuiesc. Oh my god. Mickey. Ce face? Nu știu. Trimite ceva spre noi, trimite șobolani. Trimite șobolani pe jos, ați văzut? Da. Ok, pisica acum are ceva roșu pe ea, nu știu exact. Și voi aveți. Și noi avem, da, ok. Poți să chem trenul? Cred că ia stai. Lol, poți să apeși pe ăla și să ieși în stație. Apasă pe ușa aia. Butonul de la ușă? Da. Dar mai stai un pic.
Apăsați pe ușă am găsit, și... Am găsit o canalizare, să știi, jos, să zic că era interesant. Păi de ce nu? Intrați pe ușă, gata, direct. Gata, gata. Nu, cum a tras doar. Stai să vedem, uite mă, gata. Gata, m-am ajuns în oraș! Gata, bă, și mecherie. Bă, dacă mirosim a șobolan. Da. Nu-i problemă. Mirosim a șobolan acum. Cred că o să se ducă. Nu se duce, avem... Aaa! Uite-le, uite-le! Bă, ce face acolo? Trage! Aoleu! Ia, uite-le, leșină. Asta doar te sperie, și atât. Bă, dar acum chiar mirosim a șobolan. Oh, no! De unde a sunat de pe clădire? Și pe asta îl rup destul de ușor. Ia că scoate și sunete. Asta avea sunete noi. Interesant. Okay. Care-i sursa acestor mușchi? Vreau să știu! Vreau să aflu secretul! O sală de forță! O sală de forță, dar nu știu unde s-au fi dus! Să facă mușchi! Ce se aude? Oh my god! Megafonul! Megafonul! Face ca un purcel! Păi văd! Dar e foarte gălăgios megafonul, mi se pare! Da, este! E foarte gălăgios, mamă, și te și împinge, te aruncă! Mamă, frate! Îți dă cu piciorul. Mai bine fug. Mamă, decât să stau, mai bine fug. Ia uite-mă. Ia uite-mă cum fug. Dar vede, bă, miroase și urât. Nici nu s-a spălat pe dinți. Uite ce dinți are. Uite, mă uit la dinții lui. Bă, mai are o gură în interior. What? Nu! Are două guri. M-a scos din joc. Te-a scos din joc? Băie! Oh my god, asta-i de rău. Intră într-o clădire, Mihai, vină încoace cu mine. Mihai, vină repede. Hai să vină încoace. Viniți-vă, băieți, că vin. Mă aruncă pe pereți. Vină încoace. Aveți grijă. Aoleu, Mihai, vrea să vină după tine. Mihai, vine după tine. A intrat în tunel, nu pot să cred. Da. Vezi că l-am atras aici. Vină încoace, unde ești? Stai, sunt în tunel. Da, deci a prins-o pe pisică. Da, deci mi-a dat un picior de m-a scos din joc. A apucat să intru în clădire. Oh my god, intră înăuntru neapărat. Stai așa că intru și eu. Bă, deschidem o ușă de asta că... Oh my god, cum face. Am deschis-o, e deschis-o. Stai că... Am închis ușa. Și închide, vezi că intră un sfert. Lasă-mi pace. Intră. Eu. Stai că am intrat într-o cameră aici, ne-am ascuns. Aveți grijă, băieți. Bă, ne suflă prin clădire. Cu... Da. Wow. Ne suflă prin clădire. Ce-i asta? Da, ne ferește. Stai. Bă, vezi că noi suntem într-o clădire în oraș, să ne zici când ajungi, că ne e frică. Da, în curând. Vin acum să vă salvez, gata, contați pe mine că vin. Hai că am tras dacă e. Sunt într-o clădire. Hai că a mers, a funcționat. Cred că vă aud. Trebuie să aud megafonul ăsta, că n-ai cum să nu-l auzi. Bă, vă aud și pe voi. Gata, vă văd, bă. Da, fiți atenți, că îi dau... Ia. Abilitate specială! Wow! Mamă, l-a rupt pisica! Be careful! Bă, care-i faza, mă? Deci, spuneți-ne în comentarii, de unde credeți că au făcut mușchi toate caracterele astea? Vreau să aflu părerea voastră în secțiunea de comentarii și nu uitați să apăsați și butonașul de like. Ce ai zis, pisica? De la sarmale. De la sarmale se fac mușchi? Eu nu cred așa ceva. Eu nu prea cred așa ceva. Păi și Mickey. Și românii halterofili. Bă, deci acum când mă gândesc, Mickey a apărut în canal, nu în canal, era un fel de tunel de ăsta, dar tot ca un canal arăt, adică gen, are logică. Păi dacă are și șobolani. Și a apărut cu șobolanii, da, gen... Bă, noi trebuia să fim prieteni cu șobolanii, ce se întâmplă? Oh my god, nu iarăși ăsta, nu iarăși! Intrați în clădire, repede, oh my god! M-a tras. Veniți după mine, aici. M-a tras. N-aveți nicio șansă, fugiți! Intrați. Închideți ușile, gata. Închideți ușa. Stai, intră în... Nu e întreaga clădire. Văd, stai. Am găsit aici un apartament, stai să văd. Bă, geamurile astea nu se văd nimic pe ele, zbaricadate toate, dar se zguduie clădirea, zici că e cu tremur. Aici vedeți. Oh my god, vedeți. Ce am făcut? Am deschis dușul. Mă bag în duș! M-am băgat în duș și fac un duș. Bravo. Da, o să cadă clădirea cu tine. Se zguduie clădirea, bă, frate, ce-i asta? Oh, no, băieți! Ce? Băieți. Ce? Închide ușa! No! Vedeți lumina roșie? Mamă! Aveți grijă că sunt foarte mulți, suntem înconjurați. Mickey, clubul lui Mickey Mouse, lasă-mă în pace. Asta e clubul lui Mickey Mouse întunecat. Unde să ieșim pe acoperiș? Oh my god, e Mickey la geam. Uite-l că-l văd. Ia.
Vai, uite. Asta e la blestemat, uitați-vă cum arată. Păi nu se mai zguduie, deci cred că ar trebui să ieșim de aici, cred. Dar pe unde ieșeam, că nu v-am pierdut? Pe jos, pe aici, tot, da. Okay. Bă, stai încă la ușă, glumești cu mine? Nu, e încă aici, M-a lovit. Mamă, se bate hai să ieșim și noi, nu! Doamne ferește! Hai, repede, hai să fugim, hai. Veniți încoace. Lasă că se bat între ei. Hai să fugim acum cât mai putem. Da. Se bat între ei și cât se bate între ei, noi putem să plecăm. Doamne, dar ce nebunie! Bun, chiar trebuie să mergem pe aici repede și aici în lateral e un tunel ca să putem să scăpăm. Okay, deci mă așteptam ca în oraș să fie o idee bună să aflăm de unde au făcut mușchi, să facem și noi mușchi, dar n-a fost o idee bună deloc. Da, asta mă gândeam și eu că n-am, poate știm și noi rețeta. Să știm și noi rețeta mușchilor, să vedem. Bine, probabil a fost la sală sau cine știe, poate s-au făcut niște experimente ciudate pe ei. Dar acesta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!